Ce se referă la munca copiilor, noi mai mult ne referim la atunci când copilul muncește până la vârsta permisibilă și conform standardelor internaționale și vârstă stabilită de legislație. Aici vorbim de muncă care nu corespunde cerințelor, muncă care trebuie să fie pentru un copil ca să nu pericliteze sistemul educațional. Vorbim despre muncă care este prestată în detrimentul și nu corespunde capacităților sale fizice și vârstei. Și tot aici, despre muncă, vorbim tipul muncii. Deci este nomenclatorul cu munci care sunt interzise, în care munci în care trebuie să fie implicat copilul. Deci este munca în agricultură care nu trebuie să fie folosite substanțe otrăvitoare, pesticide, etc. Și copilul să fie atras în muncile respective. Este muncă, de exemplu, în construcții la înălțimi. Este interzis copiilor să fie implicat în munci care greutate pe care el o duce la fel depășește dezvoltarea sa fizică, etc. Iată, munca copilul se examinează în aceste aspecte. Pentru Republica Moldova este situația, mentalitatea noastră și educația noastră de tradiții, că, de exemplu, dacă eu am muncit când am fost copil, de ce copilul meu nu trebuie să muncească? Și deci el deseori este antrenat în muncile casnice și deseori aceste munci depășesc capacitățile lui fizice. Poate să meargă dimineața până seara cu mama în câmp, să nu aibă echipamentul necesar, de exemplu, aceeași pălăriuță, și să lucrează toată ziua în soare, când poate să prășească acolo un teren foarte mic și doar câteva ore. Este vorba de alte, am avut o sesizare, de fapt, nu eu, eu vreau să specific, este 6 luni de când am început mandatul, n-am avut nicio sesizare referitor la munca copiilor, dar din activitățile anterioare a instituției ombudsmanului a fost sesizat asupra unui caz când doi copii erau antrenați în munci în construcții. Și clar că a fost intervenție, copiii aceștia nu mai s-au a fost sancționat angajatorul. Ce a fost benefic pentru copii este faptul că cunoaște cu toții, copiii erau scoși la muncă, organizați de către sistemul educației și duși la munci în câmp, fie la strânsul vie, la strânsul mierilor. Și instituția ombudsmanului a intervenit la Ministerul Educației și într-o colaborare eficientă s-a ridicat această organizare permisă de a munci în câmp. Deci, la moment, în Republica Moldova totuși persistă munca copilului în gospodăria țărănească, care deseori depășește posibilitățile dezvoltării sănătății, sunt în detrimentul procesului educațional și aici este rolul la toată societatea. Aș vorbi în primul rând de guvern, de autoritate de guvern, care este obligat să adopte politici de protecție a copiilor și de evitare a exploatării muncii copilului. Este aici, vorbim și despre programe speciale și ajutor social a familiilor sărace ca să nu atragă copilul în muncă, deoarece un motiv de a atrage copilul în muncă, în gospodărie casnică, chiar așa merge cu mama, cu ziua, cu munca, din cauza nivelului scăzut de trai. Și este rolul foarte mare a școlii, deoarece este important, se permite și este recomandabil ca copiii să fie implicați în activitățile care îl pregătește pe copil pentru viața cotidiană. Deci el trebuie să știe cum se coace o pâine, trebuie să știe cum se coase o haină și aceste activități sunt obligatorii pentru procesul educațional, pentru a avea aceste deprinderi care ar fi în continuitate în condițiile de casă. Și aici mai văd rolul sistemului educațional a pedagogilor, chiar și în depistarea cazurilor când copiii sunt implicați în munci care nu corespund, cum am vorbit mai sus, dezvoltării sale fizice, posibilităților. Avem nomenclator cu profesii, avem standarde câte kilograme poate să ridice un copil conform vârstei.
La fel este foarte importantă și activitatea inspecției muncii, care verifică dacă agenții economici respectă standardele naționale și internaționale ce se referă la dreptul copilului. Este foarte importantă comunitatea, care trebuie să se sesizeze în cazul când sunt copii care sunt implicați în munci care nu corespund, și autoritățile publice locale. La fel, asistentul social, cu regreturi una vorbesc și nu știu cât ori mi-a vorbit despre lipsa la nivel local a specialiștilor de protecție drepturilor copilului. Aici văd rolul polițistului în caz de depistare a unui caz care este a copilului când este antrenant în munți fizice sau exploatare muncii copilului să intervină prompt. Și sectorul neguvernamental, asociativ, deci toată lumea ar trebui să nu fie indiferent, nu mai vorbesc de rolul presei care trebuie să mediatizeze cazurile și inclusiv și avocatul copilului. Studii în domeniul exploatării muncii copilului este foarte puțin. La nivel local, vă zic că ar fi foarte bine și responsabil ar fi primarul să țină cont. Și probabil, iată, în cadrul acțiunii care noi preconizăm, nu știm în ce formă fi, poate adresarea aceasta care o voi face, elementarul declarație va fi repartizată la primar și fie la autorității publice locale, unde se va accentua monitorizarea, ca să nu fie implicați copiii în aceste lucruri care se depășească capacitățile fizice și ceea ce vorbeam de standarde, de norme, de greutate, de condiții de muncă, etc.